Pentru legumicultorii, Oltenia anul acesta a fost unul cu foarte multe încercări. După o primăvară ploioasă care a întârziat plantarea legumelor în câmp, au venit lunile secetoase de vară care au afectat serios culturile. Temperaturile ridicate atât din sol cât și cele din aer au împiedicat dezvoltarea plantelor. Avem un atac foarte mare de dăunători, iar cantitatea de apă pe care o folosim pentru a ajunge la nivelul de hidratare al plantei este din ce în ce mai mare, adică dacă într-un an normal udăm o dată la săptămână, acum s-a ajuns ca pompele să meargă non-stop. Deci costuri foarte mari cu irigatul, costuri foarte mari cu întreținerea culturilor vis-a-vis de atacul de dăunători. Acest lucru s-a resimțit și în piață. Dacă observați la această dată, prețurile sunt destul de măricuțe pentru această perioadă când acum trebuie să fie vârf de producție și nu cred că mai au fost șansă să mai scadă, dar asta pentru că producția este diminuată cu minim 50% față de un an normal. Președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, speră ca și anul acesta reprezentanții Ministerului să aloce bani pentru culturile calamitate. Așa cum am reușit anul trecut să convingem reprezentanții Ministerului Agriculturii, nu neapărat pe cei din județ, iar până la urmă s-a primit o subvenție onorabilă și pentru legume. În 2015, despăgubirile au fost de 1.500 de lei pe hectar, în funcție de suprafața cultivată și de procentul culturii calamitate. Ajutoarele s-au dat pentru plantațiile afectate în proporție de 30% până la 100%.